Bună seara și bine v-am găsit, sunteți la TV Buzău, la a patra putere. Fiind marți, l-avem în studioul nostru pe domnul profesor, de fapt, Edmond Buga, Sfinte, și bună seara, bine ați revenit, aplauze. Bine v-am regăsit, ovații și urale. Da, uha! Da. Ce faceți, faceți reclamă la... La apă, da, întotdeauna am făcut reclamă la apă, pentru că sunt destui care fac reclamă la băutură. Mai vorbim așa, te l-a spus bine acolo, în dreptul semnului direct. Direct apă, da. Cum era fostul președinte al României, făcea reclamă la whisky, cu nu știu câte cuburi de gheață, deci apă punea destul de puțin. Așa, e timpul să mai facem reclamă și la apă, pentru că oricum s-a trecut de la regimul marinarului bine băut la regimul concediului bine făcut. Și a trebuit să nu stăm pe uscat. Bună asta. Și înainte de marinar ce a fost, apropo de apă? Înainte de marinar, nici nu mai știu, a fost un inginer în apă, parcă Ion Iliescu. Ion Iliescu a fost acest nume care ar trebui scos din istoria României. Și de ce nu-l scoateți? Sunteți profesor de istorie, domnul Bugazi, de ce nu-l scoateți? Încă n-am ajuns, la sfârșitul anului ajung la rubrica și alții, pentru că Ion Iliescu, Traian Băsescu, Claus Iohannis, Emil Constantinescu, ei vor fi în istorie peste 50 de ani la rubrica și alții. Bine, Iliescu se va menționa, în 1989 a organizat cu sprijinul Moscovei o lovitură de stat și l-a asasinat pe primul președinte al României, Nicolae Ceaușescu. Atât se va spune despre Ion Iliescu în istorie. Despre Emil Constantinescu nu se va spune nimic, că cercetătorii vor studia ce s-a întâmplat în România, pentru că nu e nimic de spus între 1996 și 2000. Pe urmă, despre Traian Băsescu se vor spune, vine Iliescu, dar sărim peste perioada aia, mai bine sărim de tot peste ea, deci nu mai trecem nimic nici în perioada respectivă. Și vine Traian Băsescu, despre care se va spune, în sfârșit, România a avut un mare consumator în frunte, unul de tipul lui Dabija Vodă, au mai fost și alții în istoria noastră, care au rămas prin faptul că au fost mari consumatori, nu că ar fi făcut cine știe ce fapte. Iar Claus Iohannis nici nu va rămâne niciun fel. Au mai fost perioade în istoria noastră când a fost câte un străinaș pe la putere, pe care l-au șters istoricii de acolo. Se pare că a fost și un jur Coriatovici, ca să dăm un exemplu, sau, mă rog, altul prin istorie, dar sursele sunt neclare. Domnul Iohannis, și este bine că este așa mai discret, pentru că și ceilalți, dacă au fost activi într-un fel sau altul, tot nu vor rămâne în istoria neamului decât ca protectori ai mafiei politice care au pus în genunchi acest popor. Da, bun. Începem această ediție cu ceva neobișnuit. Avem vreo 3, 4, 5, chiar 6 subiecte pe dezordinea de zi, așa cum îi spunem noi. Dar o să începem cu ceva, drag dumneavoastră. Acum aveți posibilitatea să vedeți într-o altă poziție sau ipostază acest lucru. Ia să vedem ce vedem. Opa! Iată, am început să mă simt ca acasă. I-am postat tot așa în față. Este vorba despre cei 7 pisoi preocupați de meandrele concretului, de sinergia faptelor. Sunt cei care îmi atrag atenția de câte ori scriu ceva sau mă gândesc la ceva, ce nu funcționează corect. Acum, chiar zilele acestea, i-am văzut la un moment dat, dacă vă uitați cu atenție la ei, unii s-au retras în spate pe rândul 2. Aș vrea să analizăm fiecare personalitate. Unul este în stânga și parcă... Deci, sunt 7 7 pisoi. Unul parcă vrea să fugă, din partea aceea venea meu, de aceea se uită așa ce vrea să fugă. Știți de ce? Și pentru că... zburlit așa, să vă explic. E și rasa. Da, s-a zburlit părul pe el, să știți de ce? Eu am venit, aveam niște petece de bicicletă. Și pisoiașul s-a speriat și m-a întrebat ce faci cu petecele de bicicletă, pentru că tu n-ai bicicletă, tu de-abia mergi și pe jos, dar să mai mergi și cu bicicleta, ați rupt pe Sfântului ceva. Și am spus, dragul meu, la noi în Partidul România Mare vrea o distinsă parașută să devină președinte, Oana Zăvoranu, și eu sunt fiind vicepreședinte la nivel național, am aceste petece de bicicletă. Eu știu că, deoarece, în general, parașutele sunt alea inventate, mă rog, și după aceea revizuite de pe vremea lui Baștan, nu? Sau cum? La ce vă referiți? Vedeți, dumneavoastră sunteți o generație mai tânără. Noi, generația mai veche, avem o altă accepție a acestui termen de parașută. Și se termină...
Dar ce faci cu... Păi da, da, e iubitoare de animale. Și, păi da, v-am vorbit despre Marte Mustăcilă. Dar ce faci cu peticele de bicicletă? Păi dacă la congres, că avem congresul pe 31 octombrie, această distinsă rapandulă, ca să mă exprim cu eleganța caracteristică, da, deci înseamnă ce înseamnă și pe vremea lui Baștan. Dacă se înțeapă microfon, păi trebuie să avem petice de bicicletă să o vulcanizăm, pentru că nu avem ce să-i facem altceva. Și m-am întrebat, dar nu te bucuri că vine Oana Zăvăranu? Ba da, sigur, cum să nu mă bucur, pentru că în felul acesta putem și noi, ca să-l citesc pe Gelu Voican Voiculescu, acest mare filozof cu barbă al Revoluției de 89, ne vom petrece în continuare viața în partid între metafizică și plictis, ca să nu folosesc exact termenul pe care l-a folosit Gelu Voican Voiculescu. Dar va fi mai mediatizat Partidul România Mare după, dacă ar fi ales Oana Zăvo? Sigur, Capatos sau Capatos, parcă așa cu K-pa sau nu cu K, repetat. O cultivă pe această distinsă ființă umană, ca să spun, cum, ca să citesc pe cineva, ca fiind o potențială candidată la prezidențial. Nu la președințiar Partidul România Mare. Nu este nimic adevărat și vreau să lămuresc pe toată lumea. Distinsa ființă umană, ca să mă repet, nu este membra Partidului România Mare, nu poate candida la Congresul Partidului care are loc pe 31 octombrie, nu face parte din structurile de conducere, pur și simplu ea joacă rolul vieții ei. Ea a jucat la un moment dat într-o telenovelă, nu știu exact cum se numește, numai iubirea, totuși iubirea, ceva cu iubire în orice caz. Da, oricum, ceva cu, cu love. Ceva cu, de genul acesta. Așa. I-a plăcut atât de mult rolul din acel serial, încât pe urmă l-a jucat și în viață. Ea, de fapt, joacă rolul ei. Vă dați seama, Partidul România Mare este un partid de patrioți, de oameni serioși. Nimeni, dar absolut nimeni din interiorul Partidului România Mare n-ar accepta pe Oana Zăvăranu nici să le dea cu mătura prin sediul central al partidului, dar rămite să candeze la funcția de președinte. Dar era bine să lămurim această problemă, pentru că sunt foarte mulți oameni care mă sună, care mă întreabă despre această situație. Nici măcar nu le răspund, glumesc cu ei. Fii serios, mă vedeți pe mine stând la aceeași masă cu Oana Zăvăranu? Asta niciodată. Bun, doamnă Bucat Sfântă, și tot așa mai mulți cetățeni se întrebau dacă chiar există în realitate acel tablou cu Pisoi. L-au văzut și haideți să analizăm în continuare. Deci am înțeles acela ce e zbârlit așa, cel alb de jos, cel de lângă, așa din spate, care se uită admirativ așa pe pereți. Cum, eu mă întreb de ce se întreba atâta lume dacă există acel tablou. Dacă eu am afirmat că există acel tablou, ei trebuia să fie convinși că există. Eu am afirmat că suntem stăpâniți de o clasă politică de hoți și mafioți. Da, așa este. Unii confundă ironia noastră câteodată. Nu? Adică eu și când glumesc, cu irealitate, și când glumesc spun realitatea. Ei trăiesc în irealitate. Da. Tot ceea ce am spus a fost adevărat. Iată, lângă flori, lângă acel buchet de flori, deci din stânga ecranului, cum ne uităm noi acum și cum se uită telespectatorii, e visător așa un pic. Sunt niște flori de piatră acelea acolo. Acela este pisicul, acela care se uită undeva în stânga, este Victor Ponta, pentru că nu mai are altă soluție decât să se uite în urmă. Ceilalți pisici i-au cam întors spatele și se gândește ce se va întâmpla cu el în perioada următoare. Pentru că, vă dați seama, pisicii aceștia nu prind șoareci, nu se hrănesc cu șoareci. Ei se hrănesc cu alți pisoi mai mari din politica românească. Bun. Domnul Băgat Sfinte, și de la tablou cu pisicuțe, pe care dumneavoastră l-aveți ca și inspirație, o să trecem la un subiect destul de important. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple de mult. Între timp o să luăm o intervenție telefonică. Bună seara! Seara! Bună seara! Îmi pare bine că l-aveți invitat pe domnul Buga în această seară și l-ați întrebat despre domnișoara distinsă Oana Zăvăranu. Și eu îmi permit să îi atrag atenția domnului Buga la o problemă. Părerea mea umilă privitor la scena politică este că după moartea tribunului, în contextul în care clasa politică actuală este într-o stare deplorabilă și în care românii caută să se îndrepte către formațiuni politice mai aproape de inima lui, mai drepte și mai patriote,
România Mare ar putea fi un liman pentru foarte mulți din alegătorii fără busolă de astăzi din România. Și părerea mea personală este că serviciile, așa cum zicea răpostatul, au trecut deja la acțiune ca să anihileze cât de cât, să ducă în derizoriu Congresul Partidului, să ducă în derizoriu partidul și doctrina lui, pentru ca lumea să zică, băi, nu mă duc eu către ăștia, că ia uite, zice, cu rapandula asta, cu nu știu ce, pentru că e o vorbă, calumnează, calumnează, că rămâne ceva, murdărește, murdărește, azburile cu noi pe cineva, că până se spală, îl văd 5-5 și îi zic, ia uite și nenorocitul ăsta. Părerea mea asta este că serviciile, ca să le denumesc așa metaforic și în ghilimele, au trecut la acțiune și ceea ce face domnișoara Zăvoranu nu este decât ceea ce i s-a predat. Scenariul care i s-a predat, cuvintele pe care trebuie să le spună și ce trebuie să facă pentru a duce în derizoriu partidul și, și pe oamenii care îl compun. Asta este părerea mea de umil alegător. Și de-aia fac apel la dumneavoastră ca reprezentant al partidului în teritoriu și care veți merge acolo la Congres pe 31 octombrie, e bine ca încă de acum dumneavoastră să luați legătura cu centrul și să contracarați aceste pornografii care apar pe televiziuni. Duceți-vă acolo unde aveți acces. În seara asta sunteți la TV Buzău. Poate cei de la București au acces la alte televiziuni mai importante. Contracarați ceea ce se întâmplă, pentru că este în detrimentul partidului. Bun. Românii au nevoie și de un partid ca România Mare. Bine, vă mulțumim. Și eu zic că ar fi bine ca dumneavoastră să începeți lucrul ăsta, pentru că dacă cei de jos văd, uite domnule, liderii noștri, liderii locali, liderii de la centru, există. Nu, liderii nu sunt Oana Zăvoranu și cu Taifola, cu Cezar Taifatra sau cu Dumnezeu îl cheamă, sau cu așa. Să ieșiți în față și să arătați că partidul există și că este, să zicem, pe mâini bune. Și românii să aibă de unde să aleagă. Că vor România Mare să aleagă. Că nu vor România Mare să nu aleagă. Dar să nu aleagă România Mare pentru că este o rapandulă la conducere și care oricum, ia uite, chiar dacă n-ajunge, ia uite, bă, a fost o legătură între ea și ce a fost înainte. Am o rugăminte. Vă mulțumim. Nu ca susținător al partidului sau ca votat. Ca legătură. Adică vreau ca partidele care o să vină în față către noi, către alegători, să fie curate dintr-un punct de vedere și din mai multe puncte de vedere și să reprezinte pentru români o soluție. Și poate din soluțiile astea două, trei bune, să găsim pentru țara asta și un mers mai bun. Vă mulțumim și noi pentru intervenție. Vă rog, domnul Gasim, deci foarte pe scurt ca să începem și... Da, am înțeles citatul de calomnează, că tot rămâne ceva, este din Nicolae Iorga. Noi am contracarat foarte simplu pe Oana Zăvoranu și acțiunile serviciilor. Așa este, sunt niște jocuri în spate, nu am insistat la televiziune și nu ăsta era subiectul nostru din această seară. Prin faptul că organizăm rapid congresul, cu programul pe care stabilise cu liderul partidului până să moară, pe 31 îl organizăm rapid, de săptămâna viitoare, va fi ales un nou organiz de conducere, un nou președinte și atunci nimeni nu mai are ce să spună. În acest moment partidul este condus de 9 membri ai biroului executiv, printre care sunt și eu, și nu este nimeni favorit, ca să spun așa, sunt câțiva candidați pe care eu îi cunosc. Joi avem ședința biroului permanent în care validăm propunerile pentru funcția de președinte. Deci, dumneavoastră candidați? Stați liniștit că vor fi candidați de certă valoare și Partidul România Mare va merge mai departe fără să repete greșelile trecutului. Dumneavoastră candidați? O să vă răspund mai târziu. Nu aveam nicio intenție să vorbesc despre lucrul acesta. Tocmai vin de la ședința de birou executivă a PRM Buzău. Există propunerea aceasta din partea și a PRM Buzău și a altor organizații județene. Încă nu am luat o decizie, dar o să o iau în două zile, după care am să vă comunic. Da, sunt convins că tabloul cu pisici o să vă inspire și de această dată. Bun. Trei oameni care lucrau. Ne ferim și ne-am ferit să le spunem jurnaliști și sunt mai multe, din mai multe puncte de vedere. Sunt convins că există și alte voci care spun, domne, de ce n-am făcut front comun, că au fost încătușați trei oameni care scriau la un ziar, la un săptămânal, la ceva ce apărea și pe Facebook, ca să vă dați seama care sunt implicațiile, însă nu ne putem
solidariza din multe puncte de vedere, pe care le vom spune și după ce vedem materialul următor. Vineri seară, directorul ATAC de Buzău, Florin Paraschivescu, soția acestuia, Oana Galanton, și redactorul Doru Iuga au fost reținuți de poliție pentru 24 de ore, după realizarea unui flagrant în care a fost implicat primarul comunei Poșta Câlnău. În ultimele luni, Sorin Munteanu a fost obiectul unor materiale denigratoare legate de viața privată, articole prin care cei de la ATAC de Buzău ar fi încercat să obțină bani. La flagrant, Oana Galanton, responsabilă de publicitate, a fost prinsă în momentul în care prima 500 de lei de la primarul din Poșta Câlnău. Potrivit poliției, cei trei sunt bănuiți că, începând din vara anului 2014, ar fi amenințat pe primar cu publicarea unor informații defăimătoare dacă acesta nu acceptă remiterea a 1000 de lei lunar sub forma plății unui contract. Tot anchetatorii susțin că, prin aceeași metodă, cei de la ATAC de Buzău ar fi șantajat alte 7 persoane, uneia dintre acestea solicitându-i diferite sume de bani, un autoturism, precum și diverse foloase personale. Sâmbătă, cei trei au fost duși în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă. Directorul publicației, Florin Paraschive, a declarat că totul ar fi o înscenare. Stai. Și Doru Iuga a susținut că acuzațiile nu sunt fondate și a avut un mesaj pentru jurnaliștii prezenți la instanță. Fac plângeri contra presei. Vedem ce soluție va da instanța. Mi se pare că este adus atingere presei prin astfel de... Atenție, fiți atenți că nu ne s-ar putea să fiți luați și voi. Poate mai. Oana Galanton, cea care a primit banii de la primarul din Poșta Câlnău, a preferat să nu comenteze cele întâmplate. Oana, ai primit bani, ți-a dat cineva bani, ce s-a întâmplat? Oana, te simți folosită de cineva? Simți că ai fost pusă de altcineva să faci ceva contra voinței tale? Magistrații au decis ca directorul Florin Paraschivescu și redactorul Doru Iuga să fie cercetați în arest la domiciliu, în timp ce pentru Oana Galanton s-a dispus controlul judiciar. În urmă cu câțiva ani, Florin Paraschivescu a mai fost arestat pentru șantaj, iar Doru Iuga, fost director al OTV, a stat în arest preventiv, fiind acuzat de act sexual cu un minor. Săptămânalul ATAC de Buzău a apărut pe piața locală în urmă cu mai bine de un an. În ultimele luni, limbajul folosit atât în ediția tipărită cât și online a depășit limitele deontologiei. Printre cei care s-au aflat în colimatorul unor astfel de materiale se numără omul de afaceri Constantin Toma, fostul deputat Marian Ghiveciu și primarul comunei Poșta Câlnău, Sorin Munteanu. Bun, în primul rând aș dori să fac eu un comentariu ca să fim foarte, foarte, foarte clari. Multe din dezvăluirile din ATAC de Buzău au fost adevărate. Legate de anumite anchete care au mai fost publicate de presa locală. Sunt preluate, reașezate într-un alt ziar, gen ATAC de Buzău. Problema este în felul următor. Informații legate de modul în care se comportau angajații respectivei publicații cu anumiți oameni de afaceri sau politicieni, toate lucrurile acestea erau cunoscute. Adică modalitatea era foarte simplă. Cotizezi, nu cotizezi, am înțeles. Dacă tu nu cotizezi, o să fii și anume pe prima pagină a ziarului nostru. Astfel de metode am înțeles că sunt neortodoxe, sunt împotriva deontologiei. Problema este că în ultima perioadă, sincer, și asta ne-a fost rușine dintr-un anumit punct de vedere, pe Facebook și pe toate rețelele de socializare au apărut materiale cu un limbaj abject care nu are ce căuta într-o presă, să zicem așa, cât de cât decentă, chiar dacă asta nu este problema principală în dosarul respectiv. Deci, ca să lămurim și să ne așezăm foarte bine ca și atitudine. Sunt colegi, așa zis, de presă care au început să derapeze și rezultatul nu este întâmplător, pentru că atitudinea agresivă și limbajul vulgar folosit era de fapt acel paravan în spatele căreia se afla șantajul, așa cum a fost dat de către poliție, arătat de poliție în zilele trecute. Vă rog, domnul Bucă Sfinteș. Eu sunt un mare iubitor de presă. Am colaborat ani de zile la diverse ziare, chiar unele pe stilul acesta, iar primul ziar cu titlul ATAC de Buzău, de fapt Atacul Buzoian, a fost făcut de mine în anul 2000. Era un supliment al unui ziar local,
Nu știam că o să discutăm despre așa ceva, pentru că v-aș fi adus niște exemplare, să vedeți stilul total diferit, atacul Buzoian față de atac de Buzău. Acolo era literatură, orice text, 90% dintre ele erau scrise de mine, era scris cu mare artă. Și celelalte texte care apăreau în acel supliment erau verificate. Gen pamflet? Gen pamflet, erau verificate, dar cu informații adevărate. Erau verificate de mine și nu intrau dacă nu aveau o anumită calitate a discursului, a scrisului. Am cumpărat și eu acest ziar la început când a apărut, probabil și frapat de ideea asta, atacul de Buzău. Eu am făcut cu ani în urmă un asemenea ziar, un asemenea supliment și nu mi-a plăcut deloc genul de scriere. Erau greșeli elementare de exprimare, virgulă între subiect și predicat, o fractură logică a discursului, nu-mi plăcea deloc. Informații, într-adevăr, le mai văzusem și prin alte ziare. Se simțea nevoia unui ziar de dezvăluiri la Buzău, dar modalitatea în care era scris și vulgaritatea excesivă îi dăuna, cred că i-a dăunat ziarului. Mă gândesc că atât puteau ei să facă, pentru că dacă ar fi avut mai mult talent, ar fi putut să facă lucruri frumoase. Dar, după cât înțeleg eu, nu au fost reținuți pentru faptul că au avut un ziar atacul de Buzău. Zis, da. Ei au fost reținuți pentru șantaj. Pentru că, prin intermediul atac de Buzău. Da, probabil modelul lor în viață a fost Sorin Roșca Stănescu, care a făcut o mare avere și carieră și în politică, și la pușcărie, ca orice politician de Doamne ajută, prin această metodă a șantajului. Nu-i cunosc pe domnii respectivi, de Doru Iugal știe toată lumea, pentru că a fost la celebra televiziune unde Sexy Brăileanca, director, da. Director, unde Sexy Brăileanca dădea, dansa pe masă și îl întreba pe domnul Dan dacă vrea să-i arate chiloții. Acum nu mai știu ce a răspuns domnul Dan sau domnul director de acolo. Și știu că erau acolu niște deontologi pe lângă Doru Iuga, care pe urmă au fost cercetați într-un dosar de pedofilie. Inclusiv Doru Iuga. Și dumnealui a fost cercetat. Da. Au fost cercetați și condamnați până la urmă cu executare. Pe urmă au beneficiat de clemența noului cod penal și s-a transformat în închisoare cu suspendare. Deci, ca să vrei să dai lecții de morală altora, trebuie să fii tu însuți un exemplu de moralitate. Nu era cazul acestui domn. Oricum, textele am văzut că erau semnate cu pseudonim, nu erau semnate în atacul de Buzău așa cum trebuie. Modalitatea aceasta de a șantaja ca să se plătească publicitate sau mai știu eu ce, pentru că era o formă de acoperire, nu este în regulă. Am înțeles că au fost prinși că au cerut bani lui Sorin Munteanu, primarul de la Poșta Câlnău. Valurile vieții, ca să mă exprim așa ca Ion Minulescu, mi l-a adus în cale și pe domnul Munteanu la un moment dat. Era un tânăr aspirant la funcția de primar la Poșta Câlnău. Mi-a solicitat un serviciu, culmea că ăștia la partidele mari mi-a solicitat de-a lungul timpului serviciu și eu așa sunt băiat bun, i-am făcut un serviciu dumnealui, a spus că nu o să mă uite niciodată. Și într-adevăr așa a fost, pentru că imediat când au urmat alegerile parlamentare, i-am spus candidatului nostru din colegiul respectiv, în care era și Poșta Călnău, stai liniștit, acolo nu o să se rupă afișele la Poșta Călnău, pentru că omul respectiv mi-a solicitat toată ajutorul și eu i l-am dat. Ei, unde credeți că ei s-au rupt prima dată afișele? La Poșta Călnău. La Poșta Călnău. Da, recunoștința e floare rară, cum spun literații. Și acum mă miră un lucru, a spus că a luat bani de la Sorin Munteanu. Asta mi-aduce aminte de un banc. Se duce unul să se spovedească la preot și spune, părinte, am greșit. Dar ce ai făcut? Am furat de la un evreu. Oh, dar asta nu e păcat, asta e un miracol, îi spune preotul. Deci era absolut de păcate. Mă mir că a reușit să ia bani de la Sorin Munteanu, fetița respectivă, sau domnișoara, doamna respectivă. Doamna. Galanton, așa, a luat bani așa, Galanton, cum a putut. El e Paraschivescu și ai Galanton. Da, și-a păstrat numele. Și-a păstrat numele. Da, întrebări, este un nume frumos. Ce poți să comentezi aici? Justiția trebuie să-și facă treaba. Sper că nu este o scenare, pentru că poate exista și acest risc când faci dezvăluiri serioase. Dom'le, stați încă o dată. Haideți să... Am înțeles ce ziceți dumneavoastră. Am și precizat că multe dintre ele au fost deja publicate de mulți ani. Dar mă gândesc să nu greșim și să nu fie o scenare. Dar am înțeles. Dar legăi să dovezi clare, justiția o să... Sunt multe variante. Poate să fie și o scenare, nu spunem. În ultima perioadă se vedea agresivitatea prin limbaj, prin
titlurile explicite, domne. Deci despre ce vorbim aici? Domnul, bună ziua. Popular, acela deci mie îmi plac care ziua. Nu poate fi folosit nici după 12 noapte. Niciodată nu poate fi folosit plac ziarele în mod și public. V-am spus că l-am luat de câteva ori și dacă am văzut că nu-mi place cum este scris, nu l-am mai cumpărat și nu mai știu ce. Nu dar nu asta, asta era problema principală, ci problema este că sunt mai mulți oameni care au depus plângere împotriva acestor oameni pentru șantaj. Plângere? În sensul că, domne, dacă ei nu cotizau la acest ziar, a doua sau a treia zi deveneau personaje în săptămânaul respectiv, dar sub ce formă? Sub forma aia personală agresivă despre viața privată, cu cine așa, ce așa, cum face, detalii despre raportul sexual cu cine și în ce poziții. Dar au fost acolo, le-au ținut lumânarea? Nu, deci domnule, dar despre asta vorbim. Am înțeles. Despre agresivitatea asta prin dacă care ei... Dacă există plângere, o să existe o cercetare și vor răspunde și pentru acelea, pentru că nu poți să scrii chiar orice și să faci orice. Eu sunt convins că justiția își va face treaba. Eu întotdeauna am avut încredere în justiție. Într-adevăr, lucrurile de acolo erau de nesuportat. Chiar un coleg de presă de-al dumneavoastră, la un moment dat, ne-am întâlnit întâmplător, tot într-o redacție și mi-a dat un ziar, pentru că eu nu mai citisem de mult și m-a rugat să scriu și eu un pamflet acolo unde are dumnealui, împotriva, tocmai împotriva acestor. Am spus, nu mă bag, nu, trebuie să mă cobor prea mult ca să scriu, arăta rău, îl puseseră în postură proastă. Domnule, dacă dumneavoastră ați fi scris acolo, a doua sau a treia zi vă trezesc că ați făcut sex în grup cu cei 7 pisoi. Ceva de genul ăsta, așa sigur, se punea problema și acolo. Și a treia zi scoteam eu un ziar, bun, domnul Bună Ziua, Bogați, în care vorbeam eu cu ei. Haideți să mergem mai departe cu cazul ăsta. Atac de Buzău a organizat mai multe evenimente în municipiu, de astea așa fastoase, Miss Atac de Buzău, Gala Atac de Buzău, unde au fost prezenți foarte mulți oameni politici. Atunci discuția... Înțelegeți dumneavoastră unde vreau să continui discuția? Eu știu ce înțeleg. Acum plângeri sunt din partea 5-6 inși. Am înțeles. Da? Am înțeles. În rest, oamenii se duceau și cotizau. Înseamnă, domnule Bună Ziua, înseamnă că acești oameni au fost aduși special aici la Buzău de către cineva care avea de reglat niște conturi cu altcineva și tare mă tem că este o luptă din interiorul Partidului Social Democrat între unii și alții și au folosit și această metodă a atacului de presă fără nicio limită. Probabil pe asta s-au bazat și băieții ăștia de a avut atât de mult curaj să scrie toate prostiile sau să le scrie în modul acela, nu știu dacă absolut vulgar, pentru că vulgaritatea nu are nicio explicație. Dacă o folosești în modul de a stârni umorul și într-un mod oarecum elegant, nu poți să înțelegi, dar așa să pur și simplu de dragul de a arunca niște cuvinte pe calculator este o mare eroare. Atunci responsabilii morali pentru tot ce se întâmplă nu sunt acești băieți. Ei au făcut ceea ce au fost puși să facă. Responsabilii morali sunt aceia din spatele lor. Dar dacă dumneavoastră spuneți că ei au organizat gală, mă rog, Miss Brăilean, ca să acum spune că s-a numit Miss Atac de Buzău, nu este nicio chestiune. Sunt multe doritoare să ajungă Miss Turcia, Miss Centura de Est, Miss Centura de Vest și se duc acolo, că au zis și ele că dacă merg acolo, îi pozează la ziar, o să-i ducă ăștia pe veșnicele plaiuri ale vânătoare, cum scria Karl May. Mai ales că ăsta, Doru Iuga, am văzut că ducea, n-a organizat și Miss Băieței, că am văzut că îi ducea pe unii și pe alții prin București, pe acolo, să cunoască profunzimea vieții veșnice, încă din viața asta, de zi cu zi. Da. Dar faptul că a organizat alte paranghelii în care au participat, cum spune, judecători, oameni de afaceri, mă gândesc că e ceva putred, e ceva mult mai mult decât o simplă gazetă. Mulți dintre ei probabil că au achiesat la sponsoriza publicația, tot să nu apară. Tot românul, vorbesc de modul în care pot fi șantajabil, încă o dată. Tot românul are multe vorbe de spirit în care una spune așa, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Deci când te duci și te afișezi cu oameni care crezi că nu fac cinste urbei noastre, înseamnă că ești fie de aceeași teapă, fie ești în spatele lor.
pentru că toate evenimentele astea au costat o groază de bani, costă mult să organizezi și atunci ne întrebăm de unde au avut bani, că nu, spuneți mie că au avut bani, că le-a dat Sorin Munteanu 5 milioane, 500 de lei, parcă așa am înțeles, să fim serioși, 500 de lei dau toți primare la câte un ziar pentru o felicitare de Paște, pentru un mezilic, dar nu, asta nu sunt sume care să întreții un ziar și să stai și la un hotel din centrul Buzăului. Fostul prefect Gabriel Baltă și fostul șef al DSV Buzău Dumitru Băiculescu apar într-un dosar de ICOT, indicați de către anchetatori că ar fi urmat să beneficieze de niște sume de bani, nu se știe dacă au ajuns sau nu banii respectivi acolo, pentru un trafic de influență în legătură cu anumite afaceri ale unor turci. Haideți să vedem materialul, este foarte scurt, după care revenim. Procurorii de ICOT au dispus trimiterea în judecata unor afaceriști turci fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la infracțiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, prin activitatea infracțională s-a cauzat un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Conform procurorilor Direcției de investigare a infracțiunilor de crimă organizată și terorism, în cauză au fost extinse cercetările penale și pentru infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influență, reținându-se că doi frați turci au remis în luna iulie 2013 suma de 10.000 de euro pretinsă de un bărbat pentru ca acesta să intervină la prefectul județului Buzău Gabriel Baltă, căruia doreau să-i ofere 3.000 de euro, și la președintele Autorității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București, buzoianul Dumitru Băiculescu, pentru care au pregătit suma de 5.000 de euro. De la cei doi oficiali se așteptau intervenții în urma cărora să nu se ajungă la închiderea unui punct de lucru tip brutărie, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficiențe de natură igienico-sanitară. Reamintim că afaceriștii turci au protestat în luna septembrie a acestui an pe platoul din Piața Dacia. Ei cerau finalizarea cât mai rapidă a dosarului întocmit de procurorii de ICOT și schimbarea expertului contabil desemnat în cauză și despre care spuneau că ar proveni de la o firmă concurentă care îi vrea scoși de pe piață. Foarte pe scurt, ca să luăm și pauza de publicitate, domnul Bogățiminte. Știam că turcii ăștia fac rahat, acum au venit în țară și ne învață pe noi cum să facem și pâine. Da. Ăștia de la firma asta Delsan, pentru că așa se numește firma celor doi frați, aveau la un moment dat pe piață cea mai ieftină pâine și toată lumea cumpăra de acolo. Deci era o concurență, văd acum ei se vaită de concurență. Păi era o concurență neloială și atunci, pentru că ei neplătind dările la stat în mod corect și făcând evaziune fiscală, normal că puteau să vândă pâinea foarte, așa spun procurorul, foarte ieftin. Nu, așa este realitatea. Mă miram și eu la un moment dat, bă, de ce la Delsan pâinea 60 de bani și la alții 80 de bani? O diferență foarte mare la pâine și toată lumea cumpăra de acolo de la Delsan. Pentru că ei neplătind toate taxele la stat, își permiteau să vândă mai ieftin și nu era corect atunci pentru ceilalți, pentru care respectau toate legile statului și își plăteau toate dările către stat. Mă surprinde prezența domnului Balt, eu nu cream în stare de așa ceva, fără niciun motiv, pentru că nu cunosc pe dumnealui. Păi nu, dar nu se știe dacă... Eu știam pe dumnealui expert în dezăpezir, nu în colectare de mită. Că și dezăpezirii s-a tras de mită. Și 3.000 de euro, nu înțeleg de ce de bani. Ce, prefectul închide magazine? Nu, nu are nicio atribuție. Are influența asupra... Pentru un trafic de influență. Are influența asupra deconcentrată. Înțeleg, la DSV acolo, da, ei pot să se ducă și să stabilească că nu se îndeplinesc condițiile igienico-sanitare și să închidă. Acum, este și o modă, în general, să fac tot felul de denunțuri, de plângeri, în care sunt acuzați oameni în funcții pentru ca să dea mai multă credibilitate acelei plângeri. Nu-l apăr pe domnul Baltă, pentru că n-am nicio treabă cu dumnealui, nici nu-l critic, dar nu văd de ce trebuie să-i dai bani prefectului ca să nu ți-o închidă ție dugheana. Nu era mai bine dacă măturai pe jos și respectai condițiile igienico-sanitare? Dacă respectai condițiile economiei de piață? Dacă respectai și tu legile statului român? Ei probabil, turcii ăștia, au crezut că sunt ca nevul mediu la noi aici, cum erau acum, vin și fac tot. Ei trebuiau să respecte toate legile statului român și nu erau nici arestați, nici reținuți, nu trebuiau să dea nici mită nimănui. Bine, aici glumesc că nu trebuia să dea mită, dacă vrei să faci afaceri în România, trebuie să dai mită. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, să ne revenim, avem și un țânțar pe aici prin studio, încerc să îl prind, dar revenim imediat. Nu este un țânțar, este trimis de serviciile secrete. Da.
Am revenit la a doua parte a emisiunii noastre, în care încercăm să trecem revista încă trei subiecte foarte, foarte repede. Am o veste deosebită pentru dumneavoastră, domnul Boga Sfinteș. În orașul nostru deosebit, la sfârșitul săptămânii o să vină cei mai cei din opoziție. Există opoziție la noi în Buzău? Am zis, nu știu. Da? Vadim a murit, cine să mai vină? A. El era singura opoziție la mafie. Știți că noul PNL... Aoleu, ne-am întors la păcatele tinereților, da? Noul PNL format din vechiul PDL și vechiul PNL. Ce vor să mai spună? Probabil vor să ne spună așa, bă, v-au mărit ăștia salariile cu 25% și venim noi și vi le tăiem cu 50%. Cred că asta vor ei să vină să ne spună populației, pentru că altceva nu sunt în stare. Au fost la putere atâția ani de zile, în toate combinațiile posibile, pentru că tot vorbeați de atac de Buzău. Păi și ăștia, partidele astea au făcut sex între ei, sex în grup, ca să spun așa, tot timpul, fiecare cu fiecare, de nu mai știe alegătorul ce să aleagă. Singura soluție este să se îndrepte către forțele naționale. Alegătorul a și plătit pentru filmul ăsta. Da, dar i-a și plăcut. Da, i-a și plăcut. Pentru că dacă nu-i plăcea, avea soluția, a avut ștampila, a fost în mână la el. Dar i-a plăcut așa. Să auzim de ce vin Blaga și Gorghiu. Lucian Blaga? Lucian Blaga vine? Blaga. Mie mi-a plăcut foarte mult Lucian Blaga. N-are cum să mai vină Lucian Blaga. Foarte frumoase poezii lui. Uite, când o să aveți dumneavoastră timp, așa să vorbim despre Lucian Blaga, nu despre Vasile Blaga, pentru că mă deprimă să vorbesc despre Vasile Blaga. Ați văzut, eu am tablouri cu pisici, nu cu buldongi, care după ce stăteau până la 4 dimineața cu Traian Băsescu și vorbeau despre spațiu mioritic în fața unei sticle cu apă plată sau cât de cât plată, l-a părăsit luându-i locul iubitei, colaboratoare a lui Traian Băsescu și acum sunt în tabere diferite. Da, săraci. Bun, haideți să îi auzim pe lideri de la Buzău ce părere au despre această vizită și de ce ar trebui noi să credem că vin Blaga și Gorghiu la Buzău. Aflați în plină campanie de promovare a votului prin corespondență, șefii liberalilor buzoieni pregătesc vizita liderilor de la centru. Sâmbătă la Buzău sunt așteptați copreședinții Vasile Blaga și Alina Gorghiu, ce vor fi însoțiți și de alți responsabili de la nivel național. Este o acțiune în care, zic eu, Partidul Național Liberal trebuie să-și arate viziunea și, până la urmă, pragmatismul asupra politicii buzoiene. Eu cred că prezența celor doi copreședinți va da un semnal că Buzău e pe harta PNL-ului care contează. E un județ care trebuie să profite de marile probleme ale PSD-ului pentru a prelua responsabilitatea guvernării locale. Este pentru prima dată de la formarea noului PNL când cei doi lideri naționali vin la Buzău într-o vizită oficială. În ciuda declarațiilor responsabililor locali, filiala județeană s-a remarcat în primul rând prin faptul că din toamna anului trecut și până în primăvara acestui an, activitatea organizației a stagnat din cauza neînțelegerilor dintre vechii liberali și foștii democrați liberali. Tensiuni mai există și în prezent. Da, tot românii au o vorbă, tusea și junghiul. Blaga și Gorghiu vin la Buzău să-și arate vizuina, am înțeles eu de la domnul deputat. Viziunea, domnule. Vizuina, da? Așa am înțeles eu. Așa ați înțeles. Și arată viziunea. Păi ce viziune să arate când ești pe 7 cărări și circul printre meandrele concretului, cum circulă trolebuzele prin București, așa, printre călători. Nu cu călători, ci printre călători. Da, vin și ei să plimbă pentru că au bani, sunt parlamentari, sunt plătiți destul de bine și au mărit lefurile, ies în weekend pe aici, pe la Buzău, își pun și ei banderole din alea pe mână, deși am recomandat și văd că nu m-au ascultat să și le pună de gât pentru că au și motivele respective, ca o eșarfă, așa, unsă un pic de săpun față de cum... Ce treabă are votul prin corespondență la gât, adică... Că asta scrie pe bandele. Păi asta mai trebuie votul prin corespondență ca să ne ia gâtul de tot, știi? Pentru că vă dați seama, este o idee foarte bună asta în teorie cu votul prin corespondență, dar în practică este o mare prostie, pentru că, vă dați seama, un șef de bandă, să dăm un exemplu, un șef de bandă care este prin Spania și are și el la produs acolo câteva reprezentante ale sexului frumos din spațiul mioritic, să zicem 50-60,
doar nu o să voteze fetele respective, o să colecteze datele șeful de bandă, distinsul proxenet, sau o altă meserie cinstită pe care o practică unii, fie la noi în țară, fie prin străinătate, și acela va vota pentru toți 50. Deci dispare din start secretul votului, dacă la acest vot prin corespondență. Din start dispare. Exista o soluție mult mai simplă la acest vot prin corespondență, pe care toți l-au preluat așa, vrem vot prin corespondență, mărirea numărului secțiilor de votare din străinătate și problema era rezolvată. Dar ei se agață de un subiect, pentru că nici n-au de altceva. Ce se agață? Puteau să spună așa, măi frate, când am fost noi la putere, am făcut școli, i-am plătit bine pe profesori, am avut grijă de spitale, dar ei l-au desființat. Dar să zicem, și spuneau, uite ce făceam noi când eram la putere, votați-ne din nou și o să fie la fel de bine. Păi nu pot să spun așa ceva, pentru că a fost jale când au fost ei la putere și acum ce vor să vezi? Să inventeze alte subiecte prin care să mai păcălească încă o dată și încă o dată și încă o dată poporul român. Dar poate va avea și poporul român la un moment dat un reflex așa de demnitate, cât de cât își va îndrepta coloana vertebrală, pentru că din cauza pomenilor sociale de ani de zile stă așa și și-a strâmbat-o de tot, seamnă cu o râmă, și va îndrepta și se vor îndrepta coloana vertebrală și se vor îndrepta și spre o altă direcție politică, pentru că așa nu se mai poate. Vorbim degeaba dacă ei pot să mai creadă că fostul PDL mai poate să reprezinte o soluție pentru România, când știm cu toții câte nenorociri au făcut. Bun. Se vor administra probe în procesul lui Cristi Băciu. Haideți să urmărim materialul. La următorul termen se va întâmpla lucrul acesta. Să urmărim materialul, după care revenim. Ieri, Cristi Băgiu a fost prezent la o nouă înfățișare în procesul aflat pe rolul Tribunalului Călăraș. După ce la termenul trecut, magistrații au decis să îl mențină pe inculpat sub control judiciar, fapt ce îl ține departe de fotoliul de președinte al Consiliului Județean. Instanța a dispus încă o amânare și a stabilit ca la următorul termen să fie administrate probele din dosar. Astfel, în data de 16 noiembrie va avea loc o nouă înfățișare. Reamintim că în această cauză, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Cristi Băgiu sub acuzația de luare de mită și spălare de bani în formă continuată, în urma derulării unui contract privind întocmirea strategiei de dezvoltare a județului. Finul său, Florin Colgiu, acuzat de complicitate la aceste infracțiuni, a primit deja o condamnare definitivă cu suspendare, urmând să muncească 100 de ore în folosul comunității la DGSPC și AJFM Buzău. Luna trecută lui Cristi Băgiu i s-a interzis să mai dețină funcția de președinte al Consiliului Județean, decizie valabilă pe perioada controlului judiciar. Foarte pe scurt, domnul Bogdan Sfinteș. Deci dacă se administrează probele, înseamnă că procesul se grăbește și vom avea cât de curând, probabil prin primăvară, o sentință definitivă și irevocabilă, sau, mă rog, o primă sentință în cazul Băgiu. Probabil dumnealui a ajuns la o înțelegere de recunoaștere, în mod sigur a ajuns la o înțelegere de recunoaștere a vinovăției în cealaltă speță, cea cu milioanele de euro mită cu procurorii, ca să-și reducă pedeapsa până la o treime sau poate și mai mult, cine știe ce servicii a făcut acolo, pentru că am văzut că Dan Motrean a dispărut din structurile de conducere ale PNL-ului, deci înseamnă că treaba este groasă și ceea ce a spus domnul Băgiu se poate proba și poate fi adevărat. Iar în acesta, cred că e procesul acesta cu cele două infracțiuni de luare de mită și 12 de... nu mai știu, de trafic de influență în formă continuată ce a făcut. Spălare de bani. Spălare de bani, asta a fost bașca pe deasupra ale domnului Băgiu. Se administrează probele. Pe mine m-a deranjat foarte mult când era în funcția de președinte al Consiliului Județean cu bubele pe care le are în cap. Acum să-și dovedească nevinovăția în fața justiției. Apropo de justiție, îl mai mare al justiției, ministrul justiției, a fost săptămâna trecută la MOL. La Buzău. Sigur, și eu am fost la MOL, dar nu m-am întâlnit cu el. Eu, MOL-ul meu este Piața Gorbaciov, nu l-am văzut pe acolo. Îmi place să... Păi vedeți, dar asta e diferența. De-aia nu v-ați întâlnit cu ministrul justiției. Nu a fost la Piața Gorbaciov, dar știi, erau populare, erau de stânga PSD-ul ăsta. Acum nu mai circulă, cel numai prin MOL-ul de la Defiție pe acolo. Au făcut acolo judecătorie sau nu știu ce am înțeles. E foarte bine, știți, când erau condamnații la moarte, înainte li se îndeplinea o ultimă dorință. Păi ăștia pot să-i întrebe, care este ultima ta dorință? Să rămân aici. Vreau aici, la MOL, așa, condamnați-mă aici, să nu părăsesc MOL-ul. Oricum, pe mulți să se ducă fără să vrea la MOL. Da. Adică pe toți. Până la urmă și interesant, până cât, ai 7 ani, vezi cum stau la cafenelele alea pe acolo, consumă, 7 ani cu suspendare, ați cam mâine trece, ce ai voia? Un viol și 3-4 furte. Da. Bun, haideți să urmărim materialul cu ministrul justiției, ce părere are despre faptul că lucrările au întârziat și revenim cu comentarii.
La ora sosirii oficialului guvernamental se lucra de zor la amenajarea noului sediu. Vizita de astăzi este a doua pe care ministrul justiției o face la MOL. În urmă cu o lună, Robert Cazanciuc a mai fost prezent la Buzău pentru a vedea cum decurg lucrările. Inițial, noul sediu ar fi trebuit să devină funcțional pe 20 octombrie, dar ministrul a anunțat că activitatea magistraților la Galeria MOL va începe pe 2 decembrie. 2 decembrie o să ne vedem din nou aici. Am discutat cu domnul președinte. În decembrie, instanța va acorda deja termene în acest sediu. Între timp vor termina lucrările probabil în maxim 3 săptămâni, o lună de zile. O să dureze probabil puțin și mutarea. Și în 2 decembrie voi fi aici pentru a inaugura nou sediul judecătoriei Buzău. Din decembrie oamenii vor avea deja termene în acest spațiu. Ministrul s-a declarat mulțumit de ceea ce a constatat la fața locului, precizând că amânarea termenului de finalizare nu reprezintă o problemă, fiind nevoie de lucrări de calitate. Important să avem lucrări de calitate. Nu are rost, având și vedere și vremea, puțin mai rece, nu are rost să forțăm anumite procese tehnologice și să ne trezim peste 2-3 luni de zile că vor avea stricăciuni. Sunt foarte multe lucrări de făcut. Cei care asigură efectuarea lucrărilor nu fac rabat de la calitate. Și având în vedere acest lucru, și termenul necesar acestor lucrări este mai mare. Pe lângă normele pe care trebuie să le respecte constructorul, un alt motiv care a dus la amânarea inaugurării a fost și identificarea unor spații pentru agenții economici care își desfășurau activitatea în locațiile care au fost atribuite judecătoriei. A fost necesară din partea proprietarilor un interval mai mare de timp pentru relocarea spațiilor comerciale care deja aveau contracte în spațiile ce au fost destinate judecătoriei Buzău. Numai această activitate a consumat din timpul necesar lucrărilor circa o lună și jumătate. Galeria MOL are o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, iar spațiul destinat judecătoriei Buzău ar urma să ocupe aproximativ 9% din întreaga clădire. Bun. Deci l-ați auzit pe domnul ministru, nu e o problemă faptul că au întârziat lucrările, ci trebuie să fie de calitate. Păi, ei folosesc mult limba latină ăștia în justiție, festinalente, grăbește încet, îi țin mult. Dar cu celeritate acum mai e. Ei nu fac abat de la calitate, cum a spus Leontin, domnul judecător, un vechi prieten de altfel. Sunt curios. Eu când am să mă duc la MOL, am să mă duc și pe la judecătorie, când în rest nu am probleme să mă duc pe acolo, am să mă duc și o să văd ce se întâmplă pe acolo și cum funcționează judecătoria în acel spațiu. Pentru că eu am o altă imagine asupra instituției astea judecătorești, adică mă gândeam să fie o clădire sobră, serioasă, în care omul să fie marcat când intră acolo. Așa, dacă se aruncă puțin în derizoriu chestiunea. O să fie separate lucrurile acolo, înțeleg eu, adică nu se vor amesteca. Sigur, adică e principiul separației puterilor în stat, adică puterea legislativă... Separației MOL-ului în stat. Puterea legislativă e la cafenea, acolo ea fac legi, puterea executivă e în mâna chelnerilor și puterea judecătorească, normal, în mâna judecătorilor de acolo. Să știți că nu am uitat de rubrica inaugurată săptămâna trecută. Comunicate de presă. Comunicate de presă, doamne. Cu asta închem. Haideți să vă citesc, nu vă zic de unde deocamdată, la sfârșit. Îmi dau seama, ia să vedem. Ar fi interesant, o să vă dați la un moment dat seama pentru că scrie în text. Dar la început așa, la prima frază, să vedem, dacă vă dați seama. Zice așa, comunicat de presă, inedit, semnul exclamării evident, ești pasionat de fotografie? Te desparți cu greu de aparatul tău foto sau ești posesorul unui smartphone cu care îți place să-ți faci selfie-uri? Ziceți, de la cine e? De la Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu nu mi-am făcut selfie până acum. Vă mai dau un amănunt. Și puncte, puncte, ești impresionat de frumusețea județului tău? Deci nu vă dați seama. Nu, chiar nu sunt impresionat. Ce scuze. Dar asta cu selfie-uri vă place? Vă place să vă faceți selfie-uri? Nu. Nu mi-am făcut niciodată. Ba da, mint. Dar n-aveți mint smartphone. Și nu place să mint. Mi-am făcut. Nu, dar mi-a făcut cineva. A vrut să aibă niște poze cu mine și a făcut niște selfie-uri. Urmă, au ieșit atât de urât, i-am spus și tergele. Da. Ei bine, zice așa în comunicat. Atunci avem ceva în comun. Noi, tinerii social-democrați, vrem să promovăm turismul minunatului județ de la Corbura Carpaților, organizând concursul de fotografie I Like Buzău. Ajută-ne să facem cunoscute întregii țări ceea ce Buzăul are mai frumos și poți fi câștigătorul unuia dintre premiile pe care ți le oferim. Punct. Postează pe pagina noastră de Facebook, TSD Buzău, un selfie cu tine,
Dar poți să postezi un selfie cu altcineva? Așa, iar în background, un peisaj sau un obiectiv turistic pe care îl consider reprezentativ pentru județul nostru. Invită-ți prietenii să dea like și poți fi unul dintre câștigători. Startul concursului a fost dat chiar astăzi, adică astăzi. Așteptăm poza ta până pe 24 noiembrie. Când o să aflăm cine este câștigătorul? Hai să facem Buzăul cunoscut. Tu câte like-uri crezi că merită județul tău? Echipa TSD Buzău. Asta, tu câte like-uri crezi că merită județul Buzău? Mesajul ăsta este ca în postările alea. Câte like-uri crezi că merită cuvântul mamă? Da. Bun. Domnul, bună ziua. Ziceți, domnule. Pare că n-ați greșit de la început de unde vine. România este singura țară în care oamenii de valoare nu au succes și sunt împiedicați să aibă succes, iar patrioții sunt considerați nebuni. Citind acest comunicat de presă, îmi dau seama că noi patrioții suntem cei mai sănătoși oameni din țara aceasta și asemenea comunicate de presă prin care vor să arate că au o anumită activitate sau să profite de faptul că foarte mulți sunt preocupați de a-și face selfie-uri, denotă oarecare dezorientare la această organizație bine, de tineret. Bine, dar e acolo cu tineretul, că se adresează tineretului mai mult, zic eu. Da, așa am... Și ați văzut că în rândul tinerilor există această modă cu selfie-urile. Încă există. Sigur, există și probabil ar trebui să posteze acolo și o poză cu tinerelul Ion Iliescu, un selfie cu Ion Iliescu după ce l-a scos Dragnea din cărți acum la congresul partidului. Ce fac și se joacă până la urmă. Cred că nu este organizația de tineret a socialdemocraților, pentru că mă gândesc, nu își cunosc, dar au mai multă minte, cred că este organizația de Șoi Mei Patriei, probabil au reinventat-o, chiar dacă au condamnat comunismul mai altăieri, și se joacă și ei cu telefoanele prin curtea școlii și au emis un comunicat de presă. Sfinte, și eu zic să participăm la concursul acesta. Uite, avem aici în spate un simbol al Buzăului. Facem un selfie? Domnul, bună ziua! Haideți să ne să facem un selfie. Telefoanele pe care le posed eu sunt capabile de asemenea crime împotriva umanității. Domnule, uitați aici, ăsta e un smartphone, zice. Dacă ai un smartphone și ești pasionat de... Nu sunt pasionat de selfie-uri. Dar facem un acum pentru ei? N-am nici. Să faceți un selfie, să aveți în spate tablou. Tablou. Nu sunt pasionat nici de selfie-uri, n-am nici smartphone. Da. Eu sunt băiat de la țară și noi, în general, când avem nevoie de altul, ne strigăm peste gard. Domnul Bogasfinte, și eu zic că pentru tineri, chiar nu sunt ironic, pentru tineri, mulți, pentru mulți dintre ei, această inițiativă este o provocare. Ia să vedeți câte selfie-uri o să trimită cu ei înșiși. Sunt multe provocări pe care mi le oferă viața. Bine, dar asta nu înseamnă că orice provocare pe care ne oferă viața trebuie să o transformăm într-un comunicat de presă. Da, s-ar putea ca la anul să avem, bine, acum nu știu dacă tot de la TSD Buzău, de la vreun partid, că este și asta o inițiativă sau o idee de la care să pornească un concurs. Trimite un selfie cu tine în cabina de vot. Asta e un selfie veche. Și să se vadă buletinul. Ai selfie alegător. După ce a fost utilizat. Se practică de mult. Da, da. Un selfie cu tine selfie cu buletinul și de vot. Și cu bancnota de 50 de lei în mâna dreaptă, ca să existe o justificare. Asta se practică de mult. Eu mă gândesc dacă ar fi venit băiatul meu de la tineret să propună să dăm un asemenea comunicat de presă. Cred că, măi băiatule, tu n-ai altă treabă, tu nu știi să muncești nimic, ce meserie ai? Ia mătura și dă cu mătura prin sediu pe aici. Ce te-a pus să faci asemenea prostii? Astea nu sunt inițiative. Astea încearcă să profite. Dar socializează așa cu tinerii. Uite, facem selfie-uri cu Palatul Comunal, cu Vulcanii Noroioși, cu... Până la urmă e o metodă de a... Da, este. Să facă selfie cu artezienele din centru, celebrele artezieni din centru, ceva. Cu gropile de pe toate drumurile județene, cu gropile din oraș, cu trotuarele de pe Bulevardul Republicii, cu mizeria din spital, cu frigul din unele școli. Să facă și de asta, că îl surprinde acolo aburea din spate, înseamnă că e frig pe acolo. Deci ați văzut, dragi tineri, să facă selfie-uri cu... Domnul Buga Sfinte și nu dorește să facă selfie-uri ideea, cu mine aici. Să facă selfie-uri cu foștii lor șefi care dau cu subsemnatul pe la DNA sau care sunt pe la răcoare. Să facă, au cu cine să facă selfie-uri, cu frumusețile județului Buzău. Sau cu să meargă pe centură să facă selfie-uri cu frumusețele de acolo. Tot selfie cu frumusețele orașului. Da. Bun. Domnul Bugasimite, știți că suntem la finalul emisiunii? Da? De ce nu mi-a spus și mie? Păi tocmai ceva am anunțat.
Deci suntem la finalul emisiunii și ca de câte ori mă întâlnesc nu votați Oana Zăvoran cu domnul cu domnul bună ziua, vă asigur că Oana Zăvoranu nu va mai exista după 31 octombrie asociată cu Partidul România Mare și cu propria ei nebunie. Cu Oana Zăvoranu. Da, a fost o emisiune foarte ciudată în care ați vorbit despre colegi de presă care sunt neortodoxi și am vorbit și despre un partid patriotic. Am mai vorbit și despre un prefect implicat sau presupus implicat într-o luare de mită, despre un alt prefect care merge ca pe roate la tribunal. Și mă gândesc așa, dacă nu cumva Republica asta Buzău ar trebui să-și declare autonomia și independența de restul lumii, pentru că Republica Buzău este unică și irepetabilă. De aceea ne mândrim că suntem buzăieni. Vă mulțumesc, domnul Băgați, pentru prezență și pentru analiza făcută. Le mulțumim celor care ne-au urmărit și în această seară. Să aveți parte numai de bine. La revedere!